AGF Bolei Municipal Zalău se duelează miercuri seară de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău cu turcii de la Galatasaray Istanbul. Partida contează în cadrul manșei secunde din cadrul 16.000-lor de finală ale Cupei CEV la volei masculin. Vicecampionii României la volei masculin cred în calificare. Chiar dacă Leonardo Dal Bosco și colegii săi au pierdut manșa tur din cadrul 16.000-lor de finală cu scorul de 3-1 pe terenul turcilor de la Galatasaray Istanbul, vicecampionii sunt încrezători în șansele lor și cred că sunt capabili să întoarcă rezultatul și să facă pasul în optim. Înainte de primul duel din Cupa CEV, elevii lui Stoian Stoiev nu au avut decât două jocuri în picioare, ambele întinse pe durata a 5 seturi și, pe lângă lipsa de omogenizare a echipei după o lungă pauză competițională, jucătorii au resimțit și o oarecare stare de oboseală în urma celor 10 seturi jucate și a drumului până la Istanbul. De la duelul din Turcia, vicecampionii au mai disputat două partide, una pe teren propriu cu Universitatea Cluj și una în deplasare în județul vecin pe terenul echipei Uniradej. Ambele dueluri au fost câștigate de zălăuani în minim de seturi, iar acest lucru a crescut încrederea în forțele proprii ale jucătorilor. Pentru partida de mâine, cei doi tehnicieni ai echipei zălăjene au trimis forului de specialitate o listă de 12 jucători, care îi cuprinde pe următorii jucători: Mihai Tarța, Leonardo Dal Bosco, Răzvan Mihalcea, Rareș Bălean, Mihai Gheorghiță, Cornel Miron, Marin Lescov, Ciprian Matei, Marian Bala, Filip Constantin, Adrian Feher și Răzvan Olteanu. De cealaltă parte, antrenorul formației turce a anunțat un lot de 14 jucători, din care 12 vor apărea și pe foaia oficială de joc. Duelul dintre vicecampioana României și reprezentanta Turciei, programat miercuri 18 noiembrie de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău, va fi arbitrat de Predrag Balanzic din Serbia, principal, și Tomas Janic din Polonia, secund.